Copiii au vârste diferite și provin de la mai multe școli din Valea Jiului. Aceștia au început să se simtă rău și acuzau stări de oboseală. Sunt pacienți cu vârste cuprinse între 7 și 20 de ani, 5 băieți și 2 fete din Petrila, Vulcan, Petroșani. Pentru că pacienții au vârste diferite, medicii epidemiologi au considerat că deocamdată nu poate fi vorba despre un focar de infecție. Aceștia au luat măsurile necesare pentru prevenirea unor noi cazuri de hepatită în cadrul unităților de învățământ. La școala Igeduca din Petroșani au fost înregistrate 2 cazuri de hepatită de tip A. Inclusiv firmă de deratizare am avut în școală și dezinfecție și cu domnul director de la spital care are copiii la noi, am stat de vorbă și ne-a spus de fapt este boala mâinilor murdare și aici trebuie să avem foarte mare grijă. Am curățat cu cloramină, am făcut tot ce se poate. În unitățile de învățământ din Valea Jiului, copiilor și părinților li s-au adus la cunoștință informațiile necesare pentru prevenirea apariției unor noi cazuri de hepatită.